analizat, sper cu toții, cele trei procese verbale, 26-a de ședință, 26-a 8-a, 8-a 9-a și 30-a 9-a, da? Ne luăm pe rând, procesul verbal din 26-a 8-a, supun la vot, cine este pentru, abțineri, împotrivă, Marian. Procesul verbal din 8-a 9-a, supun la vot, cine este pentru, abțineri, împotrivă. Și ultimul proces de luna trecută, 30-a 9-a, vă rog, cine este pentru, mulțumesc, împotrivă, abțineri. Ok, înseamnă că... Da, înainte de a, doamna președinte, de la citire ordinei de proiectului de ordine de zi, am primit rapoartele de avizare la toate comisiile. Ați văzut că au referate de aprobare întocmite de domnul primar și rapoartele comparteneriului specializat al aparatului specializat al primarului, avizele din partea comisiilor Consiliului Local, Comisia Buget Finanțe, toate sunt favorabile. Mai puțin un aviz nefavorabil la proiectul de hotărâre aprobarea cotizației de la Comisia Buget Finanțe. Prin urmare, poate fi supus proiectul de ordine de zi la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Primul proiect pe ordinea de zi, proiect de hotărâri privind aprobarea cotizației anuale pentru anul 2021 la Asociația DAP. Dacă domnul primar dorește să-mi spune ceva, vă rog să pregătiți înscriere la cuvânt. La ultima ședință, dacă nu înșel, conform doreanței dumneavoastră, am invitat la să participe și să dea ceva explicații pe doamna președintă Stoica Angelica, președinta Gaudă. Nu știu cât a fost de convingătoare de aici sau nu, sau dacă v-a oferit detalii pe care le-a dorit dumneavoastră, dar știu că în urma discuției am concluzionat cu toții că o să-i plătim cotizația anuală pe care o datoream organizații din care facem și noi participe, pentru care am pus pe ordine de zi proiectul de hotărâre, asupra care urmează să vă pronunțați dumneavoastră. Asta am spus. Sau ceva? Deci înscrie la cuvânt, domnul Lucian, voi, ce mai vrea cineva? Nu? Mă înscriu și eu. Ok. Da. Domnul primar, sincer, pare rău să vă contrați discuția. Noi n-am fost la ședința trecută. Da, la ședința trecută, nu, niciun coleg nu n-a spus că vom achita acea cotizație. În schimb, doamna a avut un punct de vedere, că noi nu ne-au convins, de asta nici în Comisia Buget Finanții n-a fost pozitiv, n-a fost afirmativ acest proiect. Vă spun sincer, în continuare, cu majoritatea Consiliului Local, cam aceeași părere. Chiar putem o discuție și cu doamna Voiceanu. Îi mai dăm doamnei Stoica două luni un termen în care să pună în practică ce am discutat noi la ședința trecută. Așa, doar o simplă cerere de prietenie pe Facebook, din partea Galului. Nu considerăm că am modificat ceva din ce gândeam noi acum o lună. Dumneai ar trebui să mai facă niște pași din ce am discutat noi și poate atunci vom vedea mai multe acțiuni din partea Galului și, în consecință, vom vota această cotizație. Deocamdată, eu, unul, în cea de roșcă și, cred că și mai mulți colegi, deocamdată suntem împotrivă. Pare rău. Bun. Domnul Berușcu, datoria mea ca primar este să supun la aprobării Consiliului Local. Corect. Nu e niciun problem. Doamne ferește. Facem parte din această organizație, din Gal Plan de Investiții. Fiecare localitate are de plătit cotizația, eu mă pun datoria să o supun aprobării Consiliului Local. Dacă nu este considerat că nu este regulă, eu sincer nu am verificat. Dacă doamna Stoica au mai făcut ceva în plus sau minus de la ședința trecută și nici nu au avut timpul necesar. Rămân că vreau să fiu motivați. Eu mi-am făcut datoria, am pus pe unele zile. Deci, cum ce vreau? Ce mai țin nimeni? Eu am și eu ceva de spus, dacă îmi permiteți. Nu știu ce istorie colaborării
sunt din Oate, Mărgăraș, Galul, de la început și de un an de zile, de când sunt consilier. Dar părerea mea este că comunicarea a fost deficitară între ei. Sau poate chiar neexistentă între Gal și Oate. Și consider că nu ne-am implicat noi ca primărie absolut, ca Oate în absolut deloc. Chiar dacă supăr domnul primar din venit. Da, nu am. Eu spun părerea deschis. V-am întrebat și luna trecută la ședință dacă există o persoană care răspunde de această implicare, această corespondență cu Gal. Probabil că doamna directoare nu are timp să ne transmită tot timpul măsurile sau proiectele care sunt. Le publică pe site-ul doamnei și atât. Dar interesul este al nostru să meargă cineva tot timpul, să întrebe, să dea telefoane, să dea mail-uri, să fie la curent cu toate mișcările care le face Gal. Cu toate proiectele deci, care apar. Orice chestiune este o lansare de ghid, de finanțare, se publică și pe la vizelul primăriei, și pe site-ul primăriei, cred, și pe la pagina. Cred că trebuie să fim mai scobitori, zic eu. Acum, la același răspuns. Rămâne la aprecierea dumneavoastră. Eu nu pot să vă influențez, cum credeți? Eu vă spun părerea mea personală. Acum facem parte dintr-o... Da, să notez. Facem parte dintr-o asociere. Probabil că s-a semnat o asociere. Sigur, nu e parte. Nu este. Din punctul meu de vedere, nu este corect să ne dăm deoparte. Eu așa gândesc. Să dăm un termen până în ianuarie. Nu se poate. Deci dacă ne pronunțăm anul ăsta pentru... Deci noi vorbim pe anul 2021. Da. Deci. Pentru care aprobăm cotizația. Pe 2022 va fi la cotizație. Da. Da. Poate nu m-am exprimat eu corect. Da. Adică, având în vedere să suntem într-o asociație, punctul meu de vedere, să plătim anul ăsta taxa, până în ianuarie, până la ședința din ianuarie, să dăm un termen. Atât dumneavoastră ca și conducător al OAT-ului, cât și celor de la Gal, să vină cu un program ei pentru perioada 2021 și 2021-2024, ne-a să nominalizați o persoană cu sarcini clare, cu ce își propune pe anul 2021, care să aibă responsabilitatea asta trecută, fișa postului, cum e corect să fie trecută, și dacă până în ianuarie se întâmplă lucrurile astea, putem să decidem pentru anul următor. Dacă nu, putem să facem și o hotărâre cu Consiliul Local să ieșim din Gal. Nu trebuie să stăm tot timpul, să ne îmbrănim, plătim cotizația sau nu plătim cotizația. Asta e părerea mea. Mai departe s-a scris domnul Lucian din nou, domnul Chitic și domnul Ciorcin. Sincer, m-am răzgândit, nu mai iau cuvântul, dar ar putea spune cineva că sunt răutăcios și mai degrabă nu. Lăsați. Vorbeați colegi. Eu n-am vrut să iau cuvântul, dar am luat cuvântul mai mult ca să vă contrazic cu dumneavoastră, doamna președinte. Nicio problemă. Eu cunosc foarte mult din ONG-uri, care nu primează bani de nicăieri. Știți cât călăresc ăștia instituțiile cu care unde au interes să lucreze? Toată ziua sunt la ele și nu primesc bani. Dar eu, Gal, care primesc cotizații de la atâtea primării, n-ar trebui să fiu în fiecare săptămână la o primărie? Da. Deci pentru ce să-mi rup eu un om de la primărie care să stea călarii pe Gal? Când Gal este cel care ar trebui să stea călarii pe primărie, că ia bani. Repet ce am spus data trecută, să nu se supere nimeni pe mine. Noi în fundul ăla luam în leasing bine mese. Fără niciun fel de probleme. Și plătit pe jumătate, cred. Iar faptul că s-au alocat bani la un studio foto, sincer, nu știu, nu mă interesează cine-i persoana, este o mare măcărie, fără supărare. Adică atâtea firme din Măgura, eu știu, pe diferite profiluri, din Măgura, eu vorbesc din Măgura, eu vreau să... Nu au beneficiat dumneavoastră și ăla cu studio foto au beneficiat dat să bani. Nu-i corect. Nu-i corect. Deci, din punctul meu de vedere, eu nu știu. Aveți perfectă dreptate și tocmai de-aia am zis că poate și din Măgura accesau, dar n-au fost ajutați, n-au avut... Avem o firmă. Nimic nu s-a făcut în sensul ăsta. Avem o firmă Vital și cred accesată de o firmă din comuna Măgura.
50 de timp. În toată perioada asta, mama a intrat în conștiința unui pliant de la alte organizații cu care Gaul, cu care face parte, este colaborat. Spre surprinderea mea, am văzut acolo sume mult mai mici alocate de cursul celor 4 ani, 2016-2020. 38.000 de euro, 30.000 de euro, 50.000 de euro, ceva de genul ăsta. Dar am dat și la numărul de proiecte care au fost finanțate de ultima. Eu doar ce am văzut acolo, nu, acolo spune activitate realizată în proiecte derulate cu succes în 2016. Mai mare. Dar mai succes, poate ar fi doar o parte din tine. Poate ar fi doar o parte din tine. Acum nu țin partea de bani, nu sunt nici avocatul Jalului, nu sunt decât în oameni comune. Mă curaj care, mă repet, are datoria să pună pe organizația noastră de proiect. Rămâne că vreau să apreciez, da? Urmați. Da, urmă este câte dosare, pentru câte proiecte ați pus Comuna Mădura dosare? Păi toate pe public, toate primării au depus câte un dosar. Vă înșelați, domnul primar, s-a dat aridul. A depus câte un dosar pentru majoritatea așa la Bodo Excavator, margine, nu știu, la un moment dat opta pentru alei pietonale, dar a renunțat. Sarata, știu că are tot Bodo Excavator, cred că a depus pentru o pensiune. Nu. Nu. Pentru o atâta Bodo Excavator, o să-i rușina public. Nu vă contrazic. Nu vă contrazic aici. Posibil. Ce alocare are pe luna publică? Chiar nu știu. 20 ceva de mii de euro. Cât? 20 ceva de mii de euro. 100%. Posibil. Da, domnul Ciocin. Doamna Sorina, mulțumesc. Nu cred că nu este necesară intervenția mea, că a subscris colegul meu, domnul Coglăneanu, domnul Chitic, exact ce vreau să spun. Așa că, dacă mai vrea cineva să ia cuvânt, dar nu ai să pot. Vreți să luați cuvântul? Da. Încercăm să vedem care e ce spune. Vreți să luați cuvântul nu v-am văzut. Aș vrea să spun ceva. Da, zic, dar nu v-am văzut nici ce spune. A fost convingător, ți-a spus. Spuneți. Vreau să conștientizăm că suntem membri, suntem membri cotizanți. Am luat... Facem parte din gândul la ființare. Am participat la mai multe ședințe, când toți cei care au ferme de raza Comunii Mădura, au fost invitați. O singură ședință, nu ne-am invitat. Două, a fost ok. Eu sunt atât capace. Da, da. Așa. Nu prea au venit firme, au fost pădeci de două, trei, dar după care trăia și rădul. Incredibil. Și-o s-o rădul și-o plecat la casă. Ultima a fost din vremea când trăia de Dumnezeu Firește, s-a ținut în școală, în sala de clasă. Interesul e al nostru. A spus o foarte bine. Interesul este al nostru. Nu vine nimeni, spune, am venit banii ăștia, haine-o și asta. Interesul este al nostru. La fel de bine, la nivel de comună, nu și-au exprimat multe firme dorința de a face ceva. Pe diferite domenii de activitate. Cel puțin, din ce știu eu. Nu a venit cineva să bată, chiar când eram viceprimat, nu cineva să spună, băi, avem galul ăsta, aflați-i, mai spune, să vedem care deschidem ușa asta, să face ceva. Nu au fost. Ca să mergem noi să-i descoperim pe ei. Spune-mi. E gata de mine? Da, niciodată. Cer scuze, vreau. Îmi pare rău, data trecută la ședință, noi n-am fost înștiințați de timp că vine doamna Stoica. Că aș fi rugat-o să verifice căsuța de mine, pentru că ne-a dar o spus că dacă noi eram interesați. Îi pot arăta pe eu în ce am de rușcă, data de 18 martie anul ăsta, i-am trimis un mail în care i-am cerut să-mi prezinte calendarul estimativ de la sala măsurilor. Atât. Nu mi-a răspuns la mail. Adică eu, ca și consilier local, la început de an, fiind martie, am întrebat calendarul estimativ. La rândul meu, dacă vedeam că sunt bani pe public, pe privat, știam dacă era pe public, veneam ca primării. Pur și am întrebat lucrul ăsta, pentru că pe site-ul Galului nu erau acele informații. Am o dovadă scrisă în care eu am cerut informații. Dumnezeu, ea a fost foarte supărată că noi ce-am făcut. Eu îi pot demonstra și colegilor din Consiliu că eu m-am adresat Galului în scris și nu mi-au răspuns. Mai mult de atât n-am ce să răspund. Nu, încă nu s-au calificat în ochii mei să vadă că bănuții aia 35.000 de lei, vorbim de 35.000 de lei pe an. Să ținem cont că celelalte Galuri nu au cotizații mai mari de 10.000 de lei.
vă dau gal, Conferenții Moldavii, unde e membru Bălcescu, Faraoan, Berzunț, gal tot cu 7 primării, cotizația este de 10.000 de lei. Dom'le, e o diferență între 10.000 și 35.000 de lei. Asta m-au zis, mulțumesc. Este un regulament de funcționari care poate fi amendat. Eu m-am uitat pe saia, dar nu am zis. Așa. Bine, se sigur, am regulament de funcționari. Nu știu să vă spun așa cam ce cotizații plătesc celălalt pe doamnă. Știu că domnul Soroiu la cașă plătea 25.000 pe an acum. Asta știu cu siguranță, dar nu mai știu ce cotizații plătesc alte antigaluri. Adică, conform acestui regulament, eu nu l-am citit că nu l-am găsit. Putem să intervenim cu ceva, cu amendamente, cu, eu știu, propuneri din îmbunătățirea activității sau... Nici nu putem, după părerea mea, să stăm așa într-o asociere, nici nu ne plătim taxa, nici ei nu fac nimic, suntem așa... Dar, doamnă, ca să vă spun așa, așa, anterior au fost discuții sau nu, au fost la alte primării care nu și-au plătit ani de zile cotizația. Acum, unii dintre ei, când au încercat să implementeze sau să depună o cerere pentru... O trebuie să o plătească. Au plătit cotizațiile anterior, în urmă de ani de zile. Oricine, nu mai știu, cred că Rahova, din câte știu, era o situație de genul ăsta. Trebuie să plinșesc, nu știu ce să vă spun. Nu știu, galuri cu activitate atât de febrilă, cum spuneți dumneavoastră, care trebuie să aibă și de mii de proiecte. Nu am auzit. Adică nu sunt organizații care dezvoltă milioane de euro, așa, la foc automat, anual, sau, eu știu, într-un exercițiu bugetar. Nu știu să vă spun am de rând. Asta e activitatea pe care o am desfășurat. Nu, e să știi exact ce-ți va achiziționat. Nu, ce? Asta. Legat de cotizații, n-am participat cu 30 ani la fizică, la ședința, când a fost la mare director de unitate. În schimb, din procesul de bani, am văzut că a fost întrebat acolo, care e explicația de crește cotizația anual. Și a răspuns că datorită în salariilor de eligibili care îi plătesc la salarii. Eu aș vrea să dea un răspuns în funcție de proiectele derulate sau, eu știu, la celor care mi-au dat bani mai mulți și-au realizat unde era atunci, da, de acord, e cu 35.000 pui la mântura, dar a ajuns confundul care, vorba aia, noi puteam să fie agitat și mult și, nu știu, 10.000 la care i-a dat atunci eu, să mă știu. Oricum, e furibrizat, trebuie căutat, nu zic că să ieșim, eu zic că trebuie să căutăm o soluție, să căutăm, să unicotizăm cumva, să punem problema de a unicotiza cotizația sau, eu știu, în funcție de fonduri alocate către cei care beneficiază de ele, să le crească exponențial, sigur. În mod normal, din implementarea acestor proiecte, se duc și niște procente amezitate, niște procente către gal. Doamna nu s-o oferi să spun aici, că nu este un gal tocmai performant. Tocmai pentru faptul că a fost ghidul făcut undeva în 2014, făcut într-un anumit fel, au încercat să-l schimbi, l-au schimbat cu tot cu tot. Erau foarte mici sume alocate pe agricol, cred. Cred că spun bine. Erau undeva la 15.000 de euro. Erau total neatractivi. Și de aici ai probabil intervenit și ineficiența. Pentru că nu a fost interes. N-au fost interes pentru... La 15.000 de euro, adică la cât e documentația de greu ai, că acum mai avem și noi experiență la implementarea unor proiecte europene, cât este de greu ai documentația, accesarea și monitorizarea, să stai sub monitorizare timp de 3 sau 5 ani de zile pentru 15.000 de euro, nu știu, domnul Ceaunaș, de exemplu, el desfășoară activitatea agricolă. Pentru 15.000 de euro care peste 6 de luni, nu știu dacă... Dacă ești interesat să dezvolte ceva, adică la 15.000 de euro, vă trebuie să vină măcar cu încă atâta sumă, ca să facă ceva, cred. Nu știu dacă mi-ai exprim bine sau dacă îi exprim chiar realitatea. Adică sume extrem de mici care nu au atras interesul investitorilor. Și faptul că suntem în oraș aici. Nu... Activitățile astea agricole, pe agricole, nu sunt atât de dezvoltate. Și din lipsa terenului, și din lipsa facilităților în agricultură, la localitățile mai îndepărtate, sunt suprafețe mai intime. Asta din notul domnului primar, că a fost scrisă prost strategia lor. Dar eu ce să vă spun, așa cum v-a spunea data trecută, doamna Stoicu, opri, eu luam galul ăsta, nu fost semnat fiind țarii. Avem o reprezentată în relația cu galul primar? Poftiți. Avem o reprezentată de relația cu galul? În relația cu galul, e primar. Și la consiliu, sau cum fac ei ședințe, când s-a adunat, când s-a adunat strategiile, s-a adunat discuții, chestiile astea, privitor la cotizație, la
Cotizația, nu știu dacă înțelegi de asta, voi să faceți referire la este la fel la toate 7 localități, adică nu diferențiază de la una la alta. Era o propunere la începutul înființării garului să fie în, conform numărului de locuitori, la care s-au renunțat și vreau să fie uniform pentru toată lumea. Deci toate localitățile plătesc așa din planul garului, nu plătim mai mult. Ați văzut că este anexă la proiectul de hotărâre, hotărârea asociației din decembrie 2020, fiecare oate plătește 35 de mii și Consiliul Județean cu 60 de mii. Persoane juridice care au depus proiecte de galbă, puteau și ei să fie, dacă tot au depus... Spune acolo că persoane fizice zero. Așa e hotărârea asociației. Dacă tot nu ne-au obținut 50, 100, 200 de mii, nu puteau să plătească și cotizații? Probabil așa este scrisă strategie. N-am văzut regulamentul, Din valoarea contractul, o parte se duce într-adevăr, din calculat, se duce către GAL. Doar că sunt într-adevăr puțini proiecte. Se duce o parte către GAL. Dacă vorbim de cotizații la înființarea GAL-ului, erau într-adevăr și foarte multe persoane, că erau, nu știu, 50 sau 60 de mii, nu știu, că erau și din domeniul privat și din... Dar care pe parcurs s-au renunțat, pentru că nu... Adică nu au fost efectiv interesați, nu și-au văzut rostul acolo, probabil nu au găsit de cuvință să mai rămână, pentru că nu accesau sau nu știu ce nu făceau lucrurile lor acolo. Și-au renunțat parte dintre ei. Au rămas doar comunele care, într-adevăr, sunt interesate, au posibilitatea asta să mai acceseze câte ceva pe rural. Cam așa o văd eu, ce să vă spun. Da. Mai sunt? Interpelați, dacă nu, spune la vă. Cine este pe el? 1, 2, 3, 4. Abțineri? Haideți să fac invers. Când e mai ușor să scriu, o să scriu cine o vota pentru ca să fac... Păi nu, dar eu sunt potrivit față. Ok. Deci ați făcut pentru, abțineri. Și cineva în spate. Domnul Poli, da? Abținerea au fost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, da? Eu altul abținerea. Da. Da. Împotrivă. Am 5 cu 2, 7 și cam nu am. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și cu 7, 5, 5, 5, 5, da? Da. Ca să fac după aia, cum e să fac. Ok. Da, trecem la proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2021, ianuarie 2022. Propune. Domnul Tighe. Propune domnul Perușca. Aceeași propunere? Mai are cineva vreo propunere? Adică ați văzut despre glasul. Atunci, să punem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Avem la domnul Talaie, domnul Berușcă și la domnul ce este pentru. Da. Ok. Da, trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei Regulamentul serviciului. Aici. De alimentare cu apă și canalizare la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Acrabului, da. Spune că n-a de aprobare și la parte de specialitate. Și adresele de la Acrab. Da, bun, a studiat. Da. Spune-mi, domnul Lucian. Propun să vorbesc de 5 mai puțin, dar totuși trebuie să adresez o întrebare. Bine, o adresez așa în gol, că n-are ce să răspundă din partea crabului.
Ideea e în felul următor. Noi suntem puși să votăm un regulament al CRAV-ului. Noi, având o hotărâre de Consiliul Local de a preda serviciul de apă și canalizare către CRAV, îndeplinind o puțime din măsuri pentru care s-au cheltuit foarte mulți bani de la buget local, dar deocamdată văd că CRAV-ul nu dorește să-l ia, nu a făcut, nu avem semnat contractul, nu-i predată apa și canalizarea celor de la CRAV. Stau și mă întreb, noi din proiectul ăsta de hotărâri, hotărâm o chestie, dar noi nu suntem membri CRAV. Nu suntem, avem contract cu ei, au preluat apa, domnul secretar? Au preluat apa în comună? Întreb. Noi am dat o hotărâre, nu? Avem acțiuni la CRAV. Avem acțiuni la CRAV. Noi suntem membri la CRAV. Suntem acționari. Și trebuie să ne comportăm ca niște acționari. Perfect, da. Acționarii ăștia au de obligații. Preluarea sistemului este cu totul diferit de acționariat și de modul de votare ca acționar. În ceea ce privește investițiile care ne impune CRAV-ul, dacă studiem 215 cât am funcționat pe el și ulterior, codul administrativ și finanțele publice locale, investițiile mari aparțin proprietarului. Bun, sunt ale noastre. Ale noastre. Măsurile de conformare, de fapt, nu sunt cheltuieli de funcționare, sunt cheltuieli de investiții. De asta trebuie să facem aceste investiții. Să facem și noi un sistem funcțional din toate punctele de vedere, și scriptic, și faptic, ca să poată să ne ia un operator regional. Știu, doamna secretar, am înțeles lucrul ăsta. Dar când vor lua apa și canalizarea? Când? Eu știu după cât știu, domnul primar, de aproape 2 ani de zile, tot muncește la problemele astea și nu cam tot rezolvat. Au tot inventat pe parcurs și alte probleme. Credeți că invergează numai pentru Măruari? Păi nu știu că asta este o problemă generală. O fac și celor la Ghemiuș și altor comune le fac chestiile astea. Dar când ați voie să ne spun o părere personală, deci doar nu au capacitate ca să gestioneze atâtea localități în județul Bacău, deși se numesc operator regional. Eu așa cred. Este părerea mea. Domnul primar, dar noi am parcurs. Nu pot. Nu mai domnul Valeriu. Chiar ca să ia apa, într-adevăr, trebuie să îndeplinite condiții mai mult decât, eu știu, în regulamentul ăsta trebuie. Nu știu ce ar trebui să facem noi ca apa să fie atractivă pentru CRAV. De exemplu, Hemeiuș are un sistem absolut nou, cu o stație de tratare supermodernă. Și acolo se iau 1 milion de probe de apă, banuți buni, bani buni, bani, nu știu ce mai opinie de bani. Adică tot felul de discuții de genul ăsta. Adică preiau foarte, foarte greu. Preiau foarte, foarte greu. Întotdeauna aduc argumente de genul că anterior nu ne-am făcut treaba cum ar fi trebuit și nu descărcăm canalizarea la municipiul Bacău unde trebuie. Și acolo mai trebuie să facem niște lucrări. Mai trebuie să făcute alte lucrări pe toată zona Arcadiei și Eptirici. Adică tot felul de lucruri de care nu știu dacă să spun cum inventează sau într-adevăr. Trebuie să facute până la urmă. Noi trebuie să le facem. Investițiile ne aparțin într-adevăr nouă. Eu nu știu dacă rămân surprins, că nici la ora asta nu s-a înțeles. Că indiferent dacă va fi CRAV-ul, dacă va fi o altă firmă care va gestiona acest serviciu de apă și canalizare, investițiile aparțin proprietarului. Domnul primar, corect. Din regulament. Nu există așa ceva. Nu va avea niciodată nici CRAV-ul să facă investiții. De exemplu, vrei să faci un puț. Da. Vrei să faci un pus, scoți bani din buzunar, faci pusul, următoarea scoți acolo, nu să exploatezi. Domnul primar, problema mea este, și am multor păgurări, este că nu avem apă. Ori, dacă am avea pe CRAV să gestioneze acest sistem mai repede, poate nu vom avea probleme cu apa. Eu, weekendul trecut, două zile, sâmbătă și duminică, și cred că mulți de aici ne-am spălat cu șervețelile umede. Iertați să fiu de expresie, dar n-am avut altă soluție, pentru că n-am avut altă. Dacă ai un operator regional care vine și are contract cu tine, sâmbătă la ora 10 la apelare. Operatorul regional a lăsat municipiul Bacău, cred că săptămâni treci pe rapă. Operatorul ăsta regional, nu mai. Adică chiar nu, într-adevăr, nu sunt situații. Nu sunt situații care să fie, cum să spun. Mai găsim, s-ar găsi alte soluții. Când nu mergi în Băgura, te alimentează, îți dă din oraș, caut soluții. Dar am stat 2 zile fără apă. Iar acum, la 4 zile, după ce am stat fără apă un weekend, vine să ne spună că ei vor citi în regulamentul ăsta, că ei vor citi contoarele la 3 luni, dar ne vor factura lunar. Păi până au 9 ani ca să citească lunar, asta e clar. Înțelegeți? Fix invers față de E1. Haideți, vă rog frumos, eu sincer am să mă abțin, fac colegii ce vor. Eu cu CRAV-ul
să vină să preia o dată apa și canalizarea, să nu mai rămâne fără apă. Sincer, nu mai pot, nu mai rezist. Sincer, nu mai rezist eu. Lasă, tu greșești. Domnul primar, credeți-mă din tot sufletul, este inadmisibil să stai aproape 3 zile fără apă. Domnul Berușcu, sunt de acord cu dumneavoastră. Însă nu cred că astfel de situații nu se vor mai întâmpla în viitor. Eu sunt un om realist deschis. Adică nu ne bătăm cu apă, chiar va veni crabul și va curge lapte și miere din conduct. Nu, niciodată. Adică va curge apă, dar nu mai fi situații. Sunt situații de avarie, nu numai la crab, care este o platune din un alt Bacău. Sunt și în București, în Bacău vorbeam cu fiecare până la 4-9 săptămâni. Asta e și la impresia că cineva o să duc acum să schimbi ce. Bradet, ce au așa la București, doamnă? Apanova. Asta nu mai zic, probabil. E probabil să reclamați și acolo. Nu știu ce mai spune. Desfacem de acord cu dumneavoastră. La programul de Pipoim, cerul cu extindere de apă și canal pentru Crihan și Sohodor. Da. Pur și simplu, nu s-a mai întâmplat nimic. Cel puțin să ni se spună nouă, bă, băieți, nu știu, s-a terminat proiectarea, dăm drumul la licitație pe execuție. E terminată proiectarea, e terminat în semnat și contractul de finanțare din noiembrie 2020. Corect. Bravo. Și de ce nu se scoate la licitație lucrarea? Da, de ce nu se scoate la licitație? Nu s-au scos nici prin municipiul Bacău, nu s-au scos nicăieri. Nu am auzit să scoate la licitație de o localitate. Și eu am tot întrebat lucrurile astea și tot, da, o să întâmple, o să întâmple, o să scoatem în viitorul lucrurile. Eu vă garantez, domnul Vitor, așa am semnalii din județ, că mulți primari vor să se retragă de pe Poiem, din proiecte de Poiem, nu pot să se meargă pe Anita Salini. Deci nu te poți zicrați, domnule, înțelegi? Adică ceea ce spuneți dumneavoastră e... Nu, dar am zis că noi trebuie să facem lucrul ăsta. De nu te poți retrage dintr-o asociere care a primit deja finanțare cu fondurile europene, s-a aprobat. La care ai perioade de conformare. Știți foarte bine că noi l-am demandat. Acolo să plătesc sute de mii de euro pe lună dacă nu se întâmplă așa ceva. Și e spărtaș dacă cumva comuna din cauza comunii Măgura se ratează o astfel de... Investiții, finanțarea asta era Poim 2013-2020. Da, deci suntem foarte, foarte, foarte întârziați. Într-un an, poate să spun neaeropeană, mă băieți, eu nu vă mai dau niciun bar. Credeți că eu nu aștept, cred că eu ca primar, sunt cel mai dornic odată să văd treaba asta neplinită. Vă dați seama că nu mi-este ușor. Să vină domnul Berușcă și pe bună dreptate și nu mai scutează din sală și locuitorii, cetățenii comunei Osmărâi, nu este apă. Avem probleme. Dar știu că avem probleme. Și eu îmi doresc ca să se implementeze proiectul ăsta odată. Să aibă toată lumea, și Crihanul, și Feodolul. Mai ales cei care sunt într-adevăr vitregiți. Dar eu că am dat asta, nu mă ține doar eu. Doamna Sfântă, la 2007-2013, ultimul leu cheltuit pe perioada respectivă a fost la 31 decembrie 2018. Și dacă extrapolăm, e posibil să vedem 2025. 2015. 2018. Insula de Agrement Bacău. Anume, proiectul au primit derogare. Au primit derogare specială pentru cheltuirea banii. Și văd 31 decembrie 2018. Momentul la care... Nu, a fost 2015. Inițial, dar a fost mai multe proiecte în țară care au primit derogare specială. Deci s-ar putea, cu un proiect ăsta așa mare, să ajungă să fie implementat în 2025 la sfârșit. Dacă este implementat. Sau dacă nu, să dea toți banii înapoi, că nu-i spune atât de timp, dar nu se implementa. Da, mulțumesc, domnule președinte. Noi discutăm aici din grab când avem apă, dar din punctul meu de vedere, în momentul de față, nici crab, nici alt operator, dacă era, dacă l-aveam de 10 ani, de 5 ani de zile, da, într-adevăr, ăla era vinovat. Și o zis și domnul primar foarte adevărat. Dom'le, indiferent cine vine din momentul de față, că vine că o să-i preia sistemul în jumătate de ani, într-un an, în 2 ani de zile, nu scurgă lapte și mere. Avarii vor mai fi. Au fost și vor mai fi. Problema este, am ajuns în situația asta nu datorită crabului, nu datorită, datorită faptului că nu s-au investit bani. Eu vă dau cel mai bun exemplu. Comuna vecină de la Luisii Călugăra, care și-au făcut pe culmea dealului, la cotele cele mai înalte, depozit de apă, și nu au problemă cu apă. Adică, din punctul meu de vedere, dacă în trecut se investeau bani și puteam să facem, din ce mi-aduc eu aminte, poate greșesc, poate nu greșesc, domnul primar știe, erau niște studii de fezabilitate de dealul Sohodorului, de captare a unor izvoare cu pus de adăcime, depozitare cu tratare, vă spun că în momentul de față noi nu mai aveam absolut nicio problemă cu apă. Deci, de acolo provin problemele cu apă. Acum, nu mai contează stânga sau dreapta, contează că găsim soluții, pentru că, într-adevăr, nu știu cine, ori Lucian, ori domnul primar,
că CRAB-ul nu o să ai niciodată capacitatea să facă concomitent în cele 42 din comuni lucrări. Dar este operator pe tot județul Bacău, nu mai face 42. Exact. Plus celălalt, exact, situații din celălalt de comuni, care sunt cu avarii, cu probleme, cu extinderea de rețea, cu tot ce include gestionarea sistemului. A spus foarte bine problema și știți de ce suntem aici? Pentru că funcționăm haotic. După urechi sau cu turma. Suntem și în zona metropolitană, suntem și în aglomerarea Bacău, suntem în Poiu, suntem în Crab, suntem în orice. În toate șurile. Adică peste tot. Peste tot. Ne-am băgat în organizații care nu ne-au adus absolut niciun beneficiu, dar ne-au adus dezavantaje. Aglomerarea Bacău, de exemplu, ne-a un mare dezavantaj. Când am vrut să facem apă și canal, când se putea, să zicem, da? Am vrut să facem apă și canal, ne-am lovit de ce? Operatorul regional, care până la urmă cred că ne-ar fi dat acordul, dar facem parte din marea frăție a Bacăului. Acum la marea Bacău, de 195.000 locuitori. Ori proiectul s-a adresat entităților care au un număr între 2.000 și 10.000 locuitori. Ei, noi facem din 195.000, adică suntem mai babalii. Astea sunt lucruri care sunt nevenite la vreme. Nu știu, dacă m-aș întoarce un tip, acolo, cred că în 2016 a luat decizia, doamne, facem acționarea la CRAB, o să mergem aici, facem parte din proiect. Eu sper în continuare să ne fie avantajoasă decizia asta. Adică să vedem proiectul ăsta implementat, deși cu o blevoare din neimaginat, din miel. Se întâmplă lucrurile aici, adică chiar nu se întâmplă. Dacă noi acum am fi dar nu se întâmplă, ar trebui să fie, să totul și capul. Acum toate lucrurile astea să fie licitate și capul. Ai finanțare, ai tot ce trebuie. Care-i problema de zi, frumos, că sunt licitații? Care-i ultima informare pe care v-a făcut-o Asociația de Dezvoltare Intracomunitară, care gestionează proiectul ăsta? Vis-a-vis de situație. Păi nicio informare, poți să scoate la licitație. Dom'le, să scoate, nu ne ocupăm. Geascorțul, nu mai știu care, nu știu care consultant, nu știu ce face. Are COVID, bă, dar nu știu ce are. Eu le propun colegii vor consilieri să ne strângem toți într-o zi, să mergem la ADIN. Pe cuvânt, dacă nu. Mergem, doamne, spune și nouă, în ce stare ne aflăm? Avem două sate, câte, cred că sunt vreo 1000 și ceva de oameni pe Crihasul Hodor. Noi am citit, știți că în decursul timpului de atâtea ori și recent acum am supus aprobării dumneavoastră tot felul de proiecte de hotărâri care țin de conformarea pentru Poim. Am cumpărat terenuri, am făcut drumuri până la Dumnezeu 11. Culoare pentru descărcare, o canalizare, adică nu poate cineva să ne reproșeze, domnule, nu v-ați făcut treaba și din cauza voastră. Astă vară era un articol în ziar, nu am articolul la mine, care spunea că toată activitatea și desfășurarea proiectului în cadre și termenii a fost blocată la nivelul de comisie de asociați sau comitetul de asociați, nu mai știu exact. Nu s-a dat un vot. Aia a fost public în ziar și deci, da. Și cred că știi ce despre ce vorbim. Aici este domnul Brânză care vrea. Deci tot din punct de vedere legislativ a fost blocat undeva. La noi tot în ideea. Da, mulțumesc. Indiferent ce se întâmplă, sistemul trebuie îmbunătățit. Dar totodată sunt lucrări cuprinse în Poiu. Noi nu putem să facem anumite lucrări. Ne suprapunem. Deci trebuie ca să ținem cont, să stăm așa cu calm, să vedem ce e de făcut. Dar orice ar fi de făcut, noi trebuie să găsim o soluție ca să folosim apa pe care avem, că avem acum multă și bună. Avem apă multă și bună, dar trebuie să ajungă și acolo unde nu e. Asta trebuie să gândim noi. Dar să nu se suprapună peste Poiu. Există varianta ca acest program Poiu, există și varianta asta de nedorit. Să nu se implementeze. Asta înseamnă că noi ne întâlnim peste 4 ani și ne pare rău de ce n-am făcut acum, ce mai facem, ce mai puteam face acum. La costa lucrurile sunt șanse mari să nu se implementeze. Domnul Verușcă, eu zic să este cu plin de vedere. Deci noi de ce avem acum? Să îmbunătățim sursele față de altă. Și să vedem ce soluții găsim, ca din sursele pe care le avem, să trimitem apă și la cei întregiți. Asta ar fi soluția de moment. Ați atins foarte bine problema, domnul. De acolo încolo, că trebuie, puțul nu putem să, nu știm despre ce vorba. Da. Putem ne suprapune, da. Spre în program. Cred că e bine să vă spun. Mă scuzați că am uitat de să vă mai spun de ceva din ce am făcut în toată perioada asta. Nu am stat să așteptăm așa să vină CRAB-ul cu marele proiecte să-l implementeze.
Pentru că și implementarea este de durată. Dacă să zicem, până în decembrie se termină cu licitația sau va fi scos la licitație, poate primăvara anului următor, putem gândi să avem un constructor. Poate, nu știm. Vom vedea ce se întâmplă. Am gândit așa, am făcut adresii către CRAB și am solicitat să ne mărească cantitatea de apă pe care ne lucrează de la municipiul Bacău. Pentru a asigura alimentarea locuinților, gospodăriilor din Arcadie și Eftilici până la Moară. Efectiv, zona Răzășii și cu partea de sus de la biserică, cu cartierul nou de acolo. Așa. Asta presupune să mai montăm o stație de presiune undeva în zona Bașca. Aveam o bucată de teren acolo, în fața lui doamna Mondan, sau nu mai știu cum îi spune acolo. Unde am putea să montăm o astfel de stație, nu necesită o suprafață de teren mare, sunt și niște stații modulare care pot fi montate supraterane. Adică separăm sistemele astea. O să avem o dată zona de trimit de la CRAB și zona asta până la Moară de Mic de Răzășie, ca să cumva să le separăm și să putem asigura apa. Nici pentru ei n-ar fi extraordinar de greu. Avem deja aprobarea de la doamna director, în care mi-a cerut să-i dau exact numărul de gospodării. Am luat legătura cu domnul Palaman, care ne-a făcut un proiect, tocmai în ideea asta, pentru a ne conforma cerințelor CRAB. Nu ne-am apucat să asamblăm toate solicitările și toate cerințele, ați avut un proiect. Pe care l-am făcut, cred că m-am mai povestit cu asta, l-am făcut, l-am asamblat. Și m-am trezit că o să iei tot CRAB-ul în aer. Domnule, lucrările pe care îi propui dumneavoastră, să suprapun. Domnul Rânză știe că era prezent aici așa. Nu eram noi dumeriți. Domnule, dar odată îmi cer. Ca să vedeți cum stau lucrurile. Odată îmi cer, în planul ăsta de conformare, să duc niște conducte, să le scot din proprietăți, să le duc pe domeniul public, încerc să pun hidrant, încerc să fac o groază de lucrări, eu le pun într-un proiect, ca să-mi autorizație, că nu o să pot lucra așa. Lucrările pe domeniul public sunt clar purtătoare de autorizație de construire. Iar când vin la avizare, mă dau spui că suprapun cu toate lucrările care vor fi împăite. Adică suntem efectiv în imposibilitatea de a efectua acele lucrări. Am luat legătura din nou cu proiectantul să asamblăm ceea ce vă spuneam dumneavoastră. Să montăm pe zona unde nu avem acțiunea acestui proiect. Nu suntem sub incidența suprapunerii lucrărilor. Și să lucrăm din maniera asta. Să mai facem un pus de adâncime aici, lângă bazinul. Pentru că acolo avem teren acoperat la domnul Mihai, cred că așa îi zice. Ultima achiziție pe care am făcut-o. Și acolo avem teren suficient. Unde să ne putem amplasa un pus de adâncime. Și cu ce avem noi la Șipote? Și cu jumătate de comună, de localitate aproape alimentată de la municipiul Bacău, probabil vom putea sta liniștiți. La râpă sus, la unde am acoperit acolo râpa, putem spune și lucrul ăsta, e cu pământ, e tot în regulă acolo, cota respectivă ne permite să montăm un bazin undeva de 200 de metri cubi supraterran. Bucățica aia de teren este a noastră, din studiile pe care le-am făcut. Este de alumare? Da. La rând acolo. Și acolo am putea să asamblăm. Am făcut și către INHGA București adresă pentru efectuarea unui studiu hidrogeologic pentru autorizarea drenului. În continuare să-l folosim ca sursă de apă. Și am surprins că nu erau chiar atât de reticențe. Adică vor face un studiu să ne dea niște măsuri suplimentare de controlarea apei din pus, de verificare, să facem analize mai des. Vor găsi de cuvință să ne spună ce e și cum. Deocamdată facem studiul ăsta pentru el. Adică am făcut niște lucruri, niște pași tocmai ca să ne conformăm. Până în primăvară, în aprilie 2022, avem de dus conducta dintre care se descarcă în Arcadie și Eftilici, pe Vasile Părvate. O altă problemă care este extraordinar de grea. Dar de care va trebui să o facem? Pentru că n-a fost făcută la vreme, CRAB-ul și-a dat acordul și el, într-o oarecare formă, să descărcăm pe Arcadie și Eftilici. Îți mai multe amănunte acolo discutate. Dar o să ținem toată ziua. Adică nu stăm cu mine, sunt și nu... Dar nu... Domnul Privat, nu vă acuzați pe dumneavoastră, ne venim. Problema mea este la CRAB și la DIN. Asta e problema. Dar asta chiar vă spun treaba. Mulțumesc. Domnul Vlad, eu mai aveam o sugestie aici, mă sper că face niște pași mai repede cu contractele de apă. Că am înțeles că sunt numai 721 de, sau 750 de contracte. Am mai făcut niște informări. Am văzut, am găsit și eu. Văd că ce am înțeles nou, îmi sună.
Dar vreau să am o sugestie. Nu s-ar putea încheia un contract cu o firmă de intervenții când avem situații de genul acesta, s-a spart sâmbătă apa, sunt uși duminica, s-a spart țeara și noi sunt uși duminica, am stat fără contract. Poți pe lucrarea respectivă să vină la orice oră, să fie... Problema e că se spărțese cu un curte la Radul cu Florentin acolo și nu o găseam, adică nu era presiune pe dealul mare, nu era presiune pe... Și se scurgea pentru o conductă veche, din vechiul sistem care era pe la CAP-ul. Până pușit efectiv, doar ați văzut și dumneavoastră ce era acolo. Și abia în dimineața am reușit să o stabilizăm cumva, să schimbăm conducta pe porțiunea aia. Da, ar trebui să găsim o soluție, să facem un contract de mentenanță. Un contract de mentenanță cu o firmă specializată, nu mai are oamenii necesari să... Da. Mai la orice apă, o să fie dispus contractul, să nu funcție de lucrări. Ok. Da? Votăm? Cine este pentru? Abține? Una. Deci avem așa, 12 pentru. Nu abține. La Dăscălescu este pentru și la Călala. Dar dacă tot pentru. La prima era... Da, nu este pentru chestia. Da, atât. Da. Ok, ca să ne uitam, ne expulsăm aici. Și așa, expulsăm, da. Ok, a trecut să nu? Avem proiect de hotărâre privind rectificarea numărul 5 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Comisiei. A primit toată lumea modificarea numai discuțiilor la Comisie, da? Da. Domnul Chitic, să-mi scrie la cuvânt la cineva. Poți. Salut! Ideea domnului primar de a se întâlni cu comisiile de specialitate înainte de ședință, pentru că devenim mai eficienți. Sigur, de acord. Una la mână, doi la mână. Dar, bine, mă gândesc că ăsta e obicei de acum, mai e... Categorică. Doi. Sunt de acord într-un totul cu acordarea sumelor pentru biserici, pentru că oamenii chiar au nevoie de bani. Chiar au nevoie de bani. Da. Și nici n-au venit vreodată ca să ceară nejustificat. Asta este adevărat. Atât am avut de spus, domnul Fernand. Aveți dreptate, domnul colonel. Într-adevăr, și am discutat anterior, de această locare, către Sfântul Nicolae. Este un moment istoric de schimb foarte atent cu ce se întâmplă acolo, cu sumele alocate și cu lucrările care trebuie să făcute să nu punem în pericol în astfel de moment, că băgăți niște amenzi colosale. Și până la urmă, dacă ne-a dat Dumnezeu să avem un moment istoric de așa valoare pe raza Comunii Mugra, ar fi păcat și rușină din partea noastră să nu găsim soluții, să-l și protejăm sau să-l amenajăm. Părinte, dacă la nu face o treabă minunată acolo, dacă n-ați fost cu Evi să merge, să n-ați făcut pe acolo, să vedeți ce lucru minunat face, chiar face o treabă bună. Și mai rămăseți doar cu tabla necesară să acoperi la ce levare dumneavoastră acolo. Haideți că e păcat, acum ca viană, să nu punem un pic o... Rămân celălalt biserici, într-adevăr, fără alocare suplimentare în anul ăsta. Dar dacă facem efortul pentru cele două biserici, am urmărit la dumneavoastră, clar la următorul buget, să vedem cum facem, să alocăm și către dumneavoastră. Ceva, niște somni mai consistente, ca să simtă și dumneavoastră, sau să facă ceva efectiv dintr-o alocare mai generoasă. La deși n-au urmă, zic, câte 25.000 de lei și vom vedea. Eu zic că pentru anul următor, să ne gândim la o sumă mai consistentă, ca să miște și dumneavoastră lucrurile acolo, într-o oarecare direcție. Vom vedea, să ajungem să rătoși acolo. Cei care au primit anul ăsta... Vis-a-vis de faptul că am decis să convocăm o ședință comună, dar este foarte bine vedere și ideea dumneavoastră ne-ați reproșat anterior. Și n-ați făcut un lucru rău, mai pe și o lucru din vedere. Am considerat că este necesar ca pe sumele astea să ne consultăm cu toții, să ajungem la un tot comun, să stabilim ce și cum punem bani, cum îi dirijăm, ca să nu mai avem discuții în ședințe de consiliu. Și până la urmă, din 15 capete și cu 16 primarul și cu secretarul, care e primul mai ultimul. Da, să naște trei buni.
Doar nu suntem aici să-i contrăm sau să nu e exact. Doamna contabil șef. Și cu doamna contabil șef, doamna Băiețeanu care este acolo și care care este aproape de tot timpul, vine, se informează, probabil vă ține în aceleași cu dumneavoastră, un lucru bun. E un lucru bun. Și am găsit soluții împreună. Eu zic că în scurt timp trecem și la implementarea lor. Și eu am deschis ușa în continuare la primărie, să vă întreb care e stadiul ofertelor și chiar vă rog să mă înțelegeți. Să fiu omul negru. Nu, să fiți omul pozitiv, că asta e cel mai important. Ok. Mai sunt probleme? Nu votăm. Cine este pentru? Ceilalți tot pentru. Cinciu. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre. Doamna Băiceanu, înainte mă scuzați. Să treceți la următorul proiect. Cred că domnul primar sau dumneavoastră trebuie să spuneți că s-au alocat sume și la investiții pe raza Comunii Măgura Înalti. Nu doar bisericile au primit. Nu, da, sunt din proiectul. Da, nu, pentru cei care sunt oameni acasă, să înțelegeți. Da, da, da. Am găsit de convenință să alocăm, bineînțeles, cu sprijinul dumneavoastră, cu votul dumneavoastră, o sumă și pentru construirea unui teren sintetic în curtea școlii Emil Brăiescu. Am primit și de la CNI o adresă, o notificare prin care suntem informați, nu știu dacă e prin notificare, dar mă rog, care suntem informați că proiectul de sală de sport ne-a fost acceptat pe lista sinteză. Totodată vă anunț, anunțăm și lucrurile bune și lucrurile rele, este foarte bine că ați deschis subiectul. Din păcate, proiectul construirii sale de sport și renovare școală a picat pe tot. Deci nu mai este de actualitate, drept pentru care l-am depus pe CNI, suntem pe lista sinteză. Asta e situația, nu e un lucru bun, nu e o veste care să ne bucure, pentru că stăm de 3 ani de zile și așteptăm proiectul ăsta. Din motive pe care, nu știu să garantez acum, chiar nu are sens. Asta e situația. Am intrat pe altă filieră, pe CNI, și cred tare că în viitor apropiat o să beneficiem și de sala asta de sport. Dar până atunci gândesc că este bine să ne apucăm să facem un teren sintetic care nu va influența în niciun fel sala de sport care urmează să construiască aici. Să asigurăm condițiile la copiii ăștia să facă sportul în condiții. Sala de sport din pe CNI unde va avea locația? Va avea locația în spate, lângă grădiniță, în spate de grădiniță, aici unde era proiectatul și cealaltă pe care am avut de pus. Iar terenul? Terenul undeva sub aproape de școală. Parcă e teren sintetic, cu împrejmuire, cu toate astea, e super nebun. Tipul de terenul de atlascol, de asta nu mă trebuie să vă spun. Cu dumnealor am și discutat, mi-au primit și niște oferte și niște modele. Au cele mai multe proiecte la nivel național. Exact. De asta am și considerat că este bine să-i consultăm pe dumneavoastră. Astea sunt veștile așa. S-au mai alocat bani și pentru tractor. E bine că am alocat acum, am terminat și cu documentația pentru un împrumut pe care l-am hotărât împreună cu toți aici pentru susținerea cu finanțării la grădiniță cu 4 grupe, acum ne putem desfășura liniștiți. Asta ar fi fost valabil când eram pe liniștiți. Tractorul cu făcător. Tractorul cu făcător. Tractorul cu făcător. Așa. Și o să gândim astea două variante pe care le-am hotărât. Hai să le facem un contract în multe anuale. Adică suntem pe final de an acum. Dacă o să antrenăm acum tractorul cu tocător și cu toate astea, să dăm o parte din bani acum, ce mai rămâne să dăm la anul și cu terenul de sport la fel. Dar nu știu dacă va fi terminat imediat până în decembrie. Dacă vreme mai mult, domnule, spune că terminul îl facem. Dar vom vedea exact ce e și ce și cum. Și atunci am alocat pe anul 2 pentru anul 2 obiectiv de domnule. Și plata anul 2. Da. Aici cu doamna Băiețeanu, că e aici. La școala 2 nu. La școala 2 nu. Deocamdată nu am reușit să intabulăm. Ne aflăm sub cota de inundare acolo. Avem și o documentație cadastrală care se suprapune cu terenul școlii. Din păcate nu a fost intabulată suprafața de teren și clădirea de acolo. De atâta vreme ar fi fost bine să fie intabulată. La ora asta nu mai aveam discuția asta. Am cerut și avizul de la Apele României, odată cu intabularea. Tocmai pe considerentul ăsta, ca să știm exact dacă suntem sub cota de inundații sau nu.
Deocamdată avem de făcut rectificarea cu cartea funcțională pe care nu se trapune. Am luat legătura cu domnul Neașu, dumneavoastră lui are suprafață teren acordat și trapune pe terenul nostru. Și în scurt timp se operează la cadastru și modificarea asta. Ca să putem primi, să putem înscrie și noi în cartea funcțională proprietatea pe care o avem acolo. Și totodată să primim și la românii avizul negativ, pozitiv sau cum ar fi el. Vom vedea. Da, mai are cineva? Votăm? Nu, nu trecem la... Să revenim la discuție. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare. Te-a să citit? Dacă sunt de la cap, da. Da, prestările de servicii. Prestările de servicii. Montarea cu metri, banii. Dacă aveți ceva, probleme, comentarii, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Eu mă abțin. Da, o abțin. Tot ce ține de creat, mă abțin pentru că deocamdată ei nu fac nimic alt pentru măgura. Când vor face pentru măgura, mai discutăm. În mod normal, cred că aveți dreptate. Deci, cred că ar trebui să ia decizii cei care s-au avut zona de operare. Adică, el montează control la mă. Dar așa funcționează acționariatul ăsta. Suntem acționari acolo, că suntem și noi. Orice modificare, orice adăugare trebuie dată. Ok, trecem la ultimul punct pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei 1 la HCR 62 din 30.01.2021. Privind aprobarea cererii de finanțare și a deviziului general estimativ pentru obiectivul de investiții modelizare drumului de interes local, zona Metalbacul-Bic. Din programul național al da, am avut proiectul pe ordinea de zi la ședința trecută. Am dat aprobare, așa cum era fiesta, am aprobat indicatorii, doar că la categoria de, de finanțare, să zic așa, era trecut C plus D. Ori astea sunt două, domenii total separate. D-ul se referă la poduri, podeții și tot ce ține de domeniul podurilor. Ori C-ul se referă la drumuri, dar care includ și podețile aferente. Adică dacă pentru drumurile astea noi avem și podeții și accesul la curți. Se încadrează doar la categoria aceea, adică construirea podului. Așa. D-ul se referă la construirii podului. Nu avea ce căuta eu acolo. De fapt, asta e modificarea. Acum facem modificarea la anex în care spunem că ne încadrăm doar la categoria, la categoria C. Odată cu hotărârea luată, mâine îl încărcăm pe platforma deschisă pe Angel Salini pentru finanțare. Și de-a Dumnezeu și reușim cu eu. Eu sper tare. Ce să vă zic? Să vedem și implementat. Asta e singura modificare. Câte proiecte vom avea pe Angel Salini, domnul primar? Poteți? Câte proiecte sunt pe Angel Salini? Unu. Am avut nouă data trecută. Ne ajunge, nu. Ați au fost mai vigile și au pus atât. Nu vreau doar asfaltul. Probabil nu avea cum să-i refuze. Dar nu de asta mergem, doar că e un singur proiect. Este singurul proiect care are, singura zonă care are toate utilitățile. Am renunțat la partea ajutării pe la Nenea Mihai pe acolo, pentru că nu avem canalizare. Ori în cadrul proiectului scrie clar la închidul de finanțare, când s-au luat doar pentru drumurile care au utilități, apă, canal, cel puțin apă și canal. Apă, canal, gaze și tot ceea ce ține de infrastructura subterană. Nu ne încadrăm cu drumul ăsta. Trebuie să dea Dumnezeu să reușim cu el. E un proiect și mult așteptat de cel puțin de zona Metalbac. În o zonă în plină dezvoltare, sunt atâtea locuințe acolo, drumul de piatră este deja o poveste. Cine mai crede că se poate circula, e greu. Nu numai de praf, dar de grob, la prima ploaie, imediat se plimbă apa și face, generează o grămadă de desconfort acolo. De-a Dumnezeu să reușim să ne implementăm și să avem succes. Și punem la vot. Cine este pentru? Și gata. Deschidem capitolul de discuții. Discuțiune.
Au cineva cine să mai scrie o mâniță? Au cineva? Eu? Au cineva? Sau cuvântul domnului Hirții? Da, mulțumesc, doamna președinte. Am în zona Socotor, acum nu sunt un viceprezent, de obicei vorbesc eu să ocupului eliminatul public. E un sector care ori nu mai sunt buni becurile, ori e o problemă prin zona respectivă, undeva de la strada Pusului până sus la botezatul, nu mai ard lămurile sau ars becurile, acolo trebuie intervenit pe zona respectivă, din o săptămână, zona respectivă nu mai este iluminată. Deci la Pusului până la... De la Alec. Da, de la Alec. La Pusului până la... Da. Până la botezatul. Și... Domnul primar, dacă o să mai fie problemă cu zona asta a Corhană, știu că e dezbătută și răzbătută, da, și a adus tot timpul la cunoștință. Dacă avem cupa aia de șanse, de un pic mai intervenit pe zona de la Budăi, erau fântânirile alea tot timpul. Să mai mergem cu sunt, da, sunt fund cupele respective, măcar la curile alea de vărsare și în jos aici unde... E foarte bine ca să deschis subiectul ăsta, mă gândesc că în următoarea perioadă, la astăzi a făcut o analiză. Astăzi am făcut o analiză, avem și solicitări din partea locuitori. Și din zona metalbagă pe strada depozitului. Și din... De pe strada depozitului. În general au rămas parte de la vale din satul Crican, izvorului de la Crican de jos de acolo. Sunt câteva străzi care n-au fost balastate. Nu a ieșit mare istorie de la balastarea trecută de ele. Am încercat cu vederul, le-am arătat cam tot. Dar o să mai intervenim o toamna asta să mai pun niște piatră. Nu am mai contactat, vă rog frumos, unii credeți că mai trebuie mai dească pe semnal. O să vă dau obiectiv, dar dacă tot am deschis subiectul, chestii care se poate interveni, cred că și săptămâna asta care vine, la Ciușmea, acolo unde s-a intervenit, s-a tăiat placa respectivă de beton, vin foarte multe căruți, cu cai, cu fei, atât de mult s-au adunat pietre și mânt, trebuie un pic curățat și turnat căpăcită zona unde a fost scos pământul. Unde s-o tăia până trebuie căpăcută de casă. Pentru că vin mașini, vin cai, vin și s-a adunat toate acolo, nici nu mai este accesul. Da, adevărat, acolo e un pic de neglijență, trebuie să spunem, din partea celor care... Vă dați seama că nu... Cișmeaua, nu prea am văzut să vină care va vești, o să vină vreo între colopate, cu o găleată de apă, să le măcar de jos să mai scăde. Ar putea să facă... Să știți că acolo, doamna Cristina, nu știu cum i-am uitat numele de fapt, i-au mai intervenit, dar săraca nici nu poate fi între mine acolo. Ea mai și bănuiește cu tanti balade, cu mai face de ceva acolo. Da, eu cred că dacă se dă un pic de beton acolo în groapa aia, o să rezolvi. O să intervenim cu budul măcar să răzim bine deocamdată. Da, curățat și spărnat în locul care s-o tăia. Mulțumesc. Da, gata? Da, mulțumesc, doamnă președinte. Legat de acum, în primar, vă spuneți ce a spus dumneavoastră de amplasarea acelui de deport de Iau Mare. Picând preconizați, eu știu, vorbim așa câticât niște teme pe temuri, am trecut de perioada de foc. Îi putem desfășura oarecum un poiect. Până în primăvară trebuie să avem un factor și bazinul. E o spertare să rezolvăm și cu stația asta de pompi și cu furarea. Și cu astea toate trebuie să rezolvăm. Când va veni poimul, vom vedea. Dar până atunci trebuie să fim asigurați. Trebuie trei lucruri, stația de pompi, bazinul și drenul, nu? Da. Sunt lucrurile care nu se suprapun? Nu se suprapun. Păi tocmai asta. Acum le-am separat, dar am dus cumva în afară zonei unde trece poimul să nu avem. Nu sunt pe zi. Investiția se justifică, știi, considerându când va dura. Va dura foarte mult implementarea acestui proiect pe poem. Eu doresc tare să înceapă. Dacă începe, este certitudine că să-și termină. Și speranța oamenilor e altă. Vă dați seama. Când veni și-o băgat prima sapă din pământ, prima focă, o scos, o clasă, va
spațiu, cum s-au văzut, sunt probleme. Deci nu sunt la discuții de investiții, că până urmă ia va omului din comună. Exact, exact. Dar până atunci trebuie să ne gândim ca pe sistemul care îl avem să asigurăm, să asigurăm apa. Mulțumesc. Și mai vreau să mă întreb de asfaltare, ce vă zici, de CNI, dacă tot am Da, CNI, da, CNI am trecut de toate comisiile, inclusiv la Ministerul Dezvoltării. Suntem la PTH, cred că chiar de mâine. Astăzi am mai studiat un pic problema și cu doamna secretar, să vedem din ce am aprobat din Bebes, ce ar trebui să scoatem la licitații, să vedem ce proiectant ne vine și ce ar trebui să, care sunt sumele pentru proiectare, pentru PTH și asistență. Și să ne apucăm efectiv de treabă, să-i dăm drumul la proiectul tehnic de execuție. Am trecut din comisia de la Ministerul Dezvoltării, avem un cheie la dumneavoastră, așteaptă să-l trimit în PTH-ul pentru scoaterea la licitații. Da, mulțumesc. Așa, eu am la rând. Vreau să întreb așa, mai multe întrebări. Mai multe probleme. Statul Căminul. Căminul mai trebuie și pus parchetul. Sincer vă spun, așteptați și domnul Bertea banii, după rectificarea asta cu domnul Bănuțele, cripteam și banii care trebuie să la mizerea aia. Ceva, da, sunt banii alocați de la... Banii aia încadrăm cu Cortina sau cu... Nu încadrăm, aici cu Cortina am întâmplat, într-adevăr, probleme. Nu am găsit... Și eu îmi doresc tare, vă dați seama că cam stagnăm cu ea, tocmai că am ajuns acum la mal și nu găsim firme care să facă lucrările astea de dotare, care să ne asigure dotările. Asta e cea mai mare problemă. Vom mai cere, cred, din piață niște oferte, dacă mai scoatem o dată așa, dacă nu vine imediat cu Cortina, trebuie să vedem cum facem, să mai încontrăm în piață niște oferte, ce nu știu cum să facem. Nu vine nimeni pe Cortina aia, noi nu reușesc să... Dar ați luat legătura cu ei, firme care se ocupă cu așa ceva. Toată lumea se oprește la Cortina. Dumnezeu, câți bani ai locați, dumneavoastră vrei și unde sau un sunet performant, cu tot ce ține de pașii de sunet, și vrei și partea de Cortina care e cu kit de funcționare din asta, e cu electric, cu motorașe, cu tot ce ține de... Dumnezeu, dar și o idee, să mergem la Don Bosco, că acolo au o sală de evenimente foarte mare, la Don Bosco, în spatele acolo. Și e acolo o Cortina foarte mare, care e la scenă, unde tot la fel funcționează. Nu știu acum dacă e electric sau nu electric. Să întrebăm acolo, bine, noi achiziționat, poate nimic. Eu aș fi vrut să denunțăm la partea asta cu motorașele, dar am întrebat la fel și spun, nu poți renunța. La o chestie în asta, dacă vii cu ceva mai performant, adică nici de cum să vii cu ceva mai în detrimentul calității sau în detrimentul funcționalității. Da, sau tehnologii, nu. Da, cu Cortina asta, asta e fie eligibil sau e fie eligibil? Nu contează, asta e un staj. Da. Dotări. În momentul în care îți dai seama, nu mai poți face acta adițional cu dotări. Da. Adică... Niciodată nu se găsește nici, dar poate până la urmă. Mai încercăm. O să mai facem zile de astea, să văd rotarul ce face, să nu știu mai repede, să mai trimit un dat solicitări și... Hai să vedem cu ăsta, cu unde zici, dacă o să... Da, acolo dotat și au o sală foarte mare, aproximativ, cred că, cât căminul nostru de evenimente. Și e la fel, s-au descurcat tot pe cineva urmă. Și au o chestie, hai, descurcăm noi pentru acolo, să ne încidit, nu-i problemă. Deci cu cine am descurcat noi și vă zbunim, la asta. Că aveți la total subinu. Foarte scumpus ceva. Bun. Următorul punct. Propunere. Vis-a-vis de colectarea gunoiului. Vine de 4 ori mașina pentru gunoiul... Și o dată pentru mine și o dată pentru toate. Deci de 5 ori. Nu putem face 3 cu 2? O să facem o adresă, că te-am discutat cu domnul Narcis la Soma și chiar noi spuneam să facem o adresă către Soma. Să ne propunem lucrul ăsta, mai exact către ADIS. Ca o solicitări și de partea altă localitate, să știți. Și văd că chiar prinde. Văd că chiar prinde, să știți. Oamenii sunt încântați. Scot o dată pe lună, văd o grămadă de pupele. Ba, galbeni, ba, negri, cum îi scot, dar îi scot. Un saci în ce... Asta e semn bun că s-alinează, că zdornic să fac lucrurile. Dacă ar veni de două ori pe lună? Din păcate am primit o adresă, o
factură astăzi la Dizdeam, am rămas blocat, surprins, așa că nu ne-am dat seama că, de fapt, acum, prin ADIS se colectează și se taxează și transportul și colectarea. Adică sunt toate într-o singură factură. 780 de milioane de lei, 78 de lei pe lună. 78 de lei. Și sunt 12 luni pe an. Aș vrea să intre de lume aici. Să punem o medie de 60 de mii pe lună. Tot mult. E zdrobitor. E 7 miliarde de ceva pe an. Vă dați seama, sunt miliarde de lei. E doboară. Da. Intervești, da. Exact la problema asta. Am așteptat ani mulți, de 10 ani, ca să vină în putere de celelalte putere pentru colectarea selectivă. Ies în fața porții, când se crede, și mă uit și văd una galbenă la o poartă, una la altă poartă, și dacă merge așa, 5 porți nu au scoase cuvenții galbenă, își ocupate cu altceva, și se duce în continuare cartonul, plasticul, tot la deșeul meu, la așa deșeul menajer, o chimie am văzut. Sau s-arde. Că s-arde este una. A fost perioada asta când s-a... Cum își duiau? Cu ochișorii mei m-am plimbat prin comună ca să văd și eu dacă e o îmbunătățire față de ce făceam eu cumva. Poate că noi toți spuneam că nu avem. Dacă avem bubelele de a ce facem noi, o să vedeți că nu avem bubelele. Saci cu tescovină, saci cu mere, poate ați văzut și dumneavoastră, mi-am văzut numai eu. Așa. Și m-ar fi interesat, dar nu din răutate. Să văd dacă odată cu venirea cu belul, cu achiziția cu belul, pentru deșeul ăsta selectiv, a scăzut restul menajer. Dar dumneavoastră, vedeți acum ar fi spune de niște sume, de nebunești, cine își asumă dintre noi restul destul sumele astea? Vă întreb și eu. Sau unde e greșeala? Că dacă am venit, acum oamenii au adus, băi, ați trebuit când aveți potin. Colectat selectiv, ca să scadă ăsta. Hai să vedem și acolo, hai să vedem la noi, consilierii buni, mergem la fiecare, să ne arate rampa de gunoi împrejmuit, unde are prenzi, frunzi, iarba și toate astea. Ca să plece de la noi. M-ați înțeles ce vorbesc de la noi. Primatul vorbim de noi, nu că am început cu cineva. Și atunci, vedem unde e greșeală. Dar dacă nimeni nu i-a întrebat din cauza, știu eu cum este, un domn. Din cauza unui domn, nu-i întreabă nimeni pe oameni. Băi, de ce nu ai colectat? De ce nu-i pomberon afară? Trebuia să ai un scad. Un plic de la electrică, nu trebuia să mai iei, nu? Nu primește fiecare plic, nu-l arunc acolo. Da. Și tu nu vezi cu bele și nu vezi asta, înseamnă că îți dă și lucruri. Da. Îți spune la ceva. Nu, un primar de la mine râs, că dumneavoastră a spus pe masă, a spus pe o sumă care... Aș dori acum la un an de mandat, într-un minut, să subliniez câteva puncte bune și mai puțin bune ale activității noastre. Că asta e realitatea. Eu sunt mulțumit așa într-un fel că am început să ne rodăm ca angrenaj, zic eu. Și că... Comunicăm mai eficient. Comunicăm mai eficient, nu mai umblăm ca șoarecele cu pisica. Știți că interesul de fapt este comun să facem ceva împreună pentru comunitate. Dar mai există și dar, din punctul meu de vedere. Sunt multe, câteva, nu pot zic multe, dar sunt câteva proiecte pe care noi le-am aprobat și nu se pun în practic. Și primul care pe mine personal mă doare cel mai tare este programul de gospodărie comunală. Eu știu că dacă intri într-o gospodărie, într-o casă, îți sare în ochi dacă ordine toate sunt puse la locul lor sau sunt izbeliște, lăsate. Are poate și influența din Covineancă, dar asta e realitatea. Și sunt, avem trecut în programul de gospodărie comunală toate acțiunile necesare ca să le implementăm. Cu grafic, cu discuții cu oameni, cu amenzi, n-am avut nicio amendă. Poate sunt necesare una, două, de exemplu, ca oamenii să înțeleagă. Eu consider, nu sunt toate chiar pe loc. Trec zilele trecute,
spre casă și văd foc, dat foc. Spune, de ce dați foc? Că nu-i voie, este și... Eu știu că hidrant în măgură avem doar la Cămin Cultura și la școală. Bani, nu? Avem mai multe? În Calea Măgurei n-am văzut niciunul. Îi gândiți cu din ce că sunt unii îngropați, doamna Sorina, doar îngropați? La nivel cu pământul, nu sunt ridicați. Nu? Eu da, nu sunt extraordinar de unii. Pe Valea Mădurii, de exemplu, nu avem. Eu știu ce înseamnă hidrant îngropat, dar nu l-am văzut. Oamenii nu înțeleg. Nu mai spun că fac mâncare la, pentru porci și ar plastic, cauciuc. Câteodată e un fum greu de... Gândim și la nepoții noștri, trebuie să mai respire aia. De asta trebuie să implementăm un pic mai adun măsurile astea trecute, ca oamenii să înțeleagă. Să prindem niște bani, trebuie ca să facem niște piante, să le mai punem mordate, să le punem de educație, e foarte bun. Sunteți că față de alte localități, față de alte localități, la noi foarte lucruri încep să miște în sensul ăsta. Nu mai dau foc așa la frunze, la crinci. Da. Cumva o oarecare reținere. Acum trebuie să fim conștienți că implementarea unor astfel de măsuri e durată. Durată. Nu vor înțelege că am început din mâine să intre în normalitatea pe care o văd noi. Noi întrebărăm ca și posibil. Pe de altă parte să făceam niște discuții pe paginile astea de social. Vis-a-vis de intrare în Uniunea Europeană, când noi am zis că o să ne conformăm. Da. Am circulat cu toții pe afară. Dar n-am văzut că, eu știu, gospodării prin Germania sau prin Austria, unde au... Eu am un loc în fața acasă, ce să vă spun. Dar n-am văzut unul că ăla nicăieri într-o gospodărie, că acolo au brazi, plante ornamentale, au curte cât, eu știu, 500 metri pătrați, cred că-i mult, au un compostor acolo, tu de gazon, mai tai pe minuții și până acolo. Adică cam la asta se rezumă ceea ce rezultă dintr-o gospodărie din Occident. Rest, dacă ai livadă, dacă ai... faci agricultură, că îi dosesc cu scurii, cu utilajii, cu ceea ce țin de eliminarea deșeurilor în proces. A materialelor care rezultă în urma procesului de... Da, de acord cu asta, dar să știți că pentru cei care au suprafețe extinse și în străinătate, și în Austria și în Germania au municipalitatea asigură niște platforme. Adevărat ce spun. Contracost. Adică eu... Am văzut și eu. Am văzut și eu. Am văzut și în Germania. Îmi duc eu compostul acolo sau restul, dacă pot să îl duc, dacă nu mi le colectează municipalitatea, contracost. Să faci un compost pe care tot eu îl cumpăr anul viitor sau peste 2 ani și prețul în funcție de calitatea compostului. Deci tot se reciclează. Am văzut că la Austria, într-adevăr, compostul a tot mișcat pe timpul lui, s-a plinit. Și tot în cultura de... Am văzut adevărat și lucrurile astea. Da? Până ajungem acolo, e tipul așa. Exact. Nu trebuie să fie trietul, pentru că nu vor să lase pe tânzare, nu s-a putut la foc. Și eu mai am o problemă de comunicare și transparență. Ca idee, ca sugestie. Nu ești cineva, dar să nu aveți timp roare, să fiți toate echipate. Eu știu, domnul a luat o persoană din creștere, domnul consilier sau cineva, periodic să facă o comunicare pe site-ul primării, pe site-ul de pagina de Facebook, de exemplu, după ședința de azi. Ar fi benefic pentru oameni să spune Dumnezeu sau început investiții pe X și Y. Indiferent de comentarii. Eu zic că asta e o chestie de transparență. Dacă nu sunt comentarii, înseamnă că nu există. Comentarii nu vor fi, nu contează. Așa și trebuie să fie, Comentarii, dar informare. Informare, da. Bun. Și un pic mai mult, privind transparența, la solicitările noastre, primim răspunsul. Da, băi, ce am neadevărat. Aici avem o legă de agrăză, unde ați fost o solicitare, dar sincer, nu mai știm cum să mai facem lucrurile astea. Și foarte greu, avem foarte multe solicitări. Foarte multe solicitări. Acum nu știu, poate cei care fac și petiții, avem petiționari în sensul ăsta,
Poate și întâmplă că aici se derulează achiziții, deci nu un număr de extraordinar de mare. Nu mai trebuie atâtea achiziții încât să umplem site-ul ăsta al primăriei cu așa ceva. Nu, eu pierd curente. Eu știu chiar și de funcționare. Deci, cam astea s-a chiar și ținem să știu, să văd. Să anunță, să văd de sicapul, le punem și noi, le postăm. Adică, nu avem chiar atâtea achiziții care să stârnească interesul tuturor. Toată lumea o să stea cu bucuria că scadă să spună așa, să zicea, nu, nu, primăria a achiziționat astăzi o barsă de higienică din astea, detergenți, de spălat, de astea, de astea. Nu știu dacă asta e chiar în zi. Alea importante, cred eu. Alea importante, le știu, doamnă, și chiar le știu, alea, să știi. Cred că discutăm la fiecare și doamnă, că mereu am trebuit. Așa, eu am terminat, urmează domnul Lucian. Se gândește de numai. Domnule primar, am trei întrebări și o propunere. Încep cu propunerea. Haideți să vă zicem cu cei mai bine, cei de bine. Guvernul României va achiziționa 2500 de microbuzii electrice școlare. Și, în general, se discută că vor primi comunele care depun proiecte pentru stații de încărcare electrice. Este un ghid în consultare publică pentru stații de încărcare electrice. Pe care primăria, cum e comuna noastră, poate opta pentru, cred că, două stații de încărcare. E eligibil 100%. Da. Putem participa și noi la ăsta, că deocamdată ghidul e în consultare publică. Este timp să faci un proiectel, nu e foarte complicat. Putem să montăm stații de încărcare electrice în zona primăriei, în zona școlii. Cam așa fac și celelalte primării. Și atunci, dacă noi aderăm la proiectul ăsta, avem întâietate când se vor da microbuze școlare electrice. Eu zic că e un lucru bun pentru noi. Este un lucru bun. N-am aflat de așa ceva de astfel de dotări ale școlilor din localități cu microbuze electrice. Noi am mai studiat și pe AFM, mai erau propuneri de astfel de proiecte. Stațiile de încărcare electrice sunt fixe la pe AFM. Era o singură deficiență, aveau un schimb la momentul respectiv. A fost în 2016 o tentativă care nu a funcționat. Brașamentul nu era cheltuială eligibil. Asta este adevărat. De obicei, de obicei este bine să-l montez aproape de punctul de transformare. Ca distanța dintre stația de încărcare și punctul de transformare să nu fie mare. Dacă avem două astfel de locații pe care le-am identificat deja, ne gândim materialul de sport, că avem undeva acolo 34 de kW, dacă știți pe gardul. Da. Și cred că acolo, dacă am putea adapta, avem punctul de transformare fix la gardul și așa din Nu trebuie și de încărcare super rapidă, după ce faci ziua de oricum la încărcare și putem să stea acolo. Probabil și acolo în cât îi trebuie. Nu trebuie să stea cineva să tot butoneze. E automatizat tot. Și cred că undeva la mare, zona asta unde mai avem un pic de... Așa la DN11, am vrea și la DN11. Ne-am gândit să punem la DN11 pentru că e trafic, nu numai pentru microbusul școlar. E adevărat? Și cei care sunt în tranzit. Doar că branșamentul ăsta trebuie să ducem direct din transformator. E adevărat, dar să știți că deocamdată nu există un cadru legal prin care dacă noi ca primărie facem proiectul ăsta, să vină un utilizator privat să folosească curentul electric pe care primăria îl plătește. Dacă e pentru microbuză școlară, este în regulă că nu mai plătim carburant și avem energie electrică, dar deocamdată zic să măcar să ne gândim la școală, să ne punem noi pentru noi. Vom mai vedea pe viitor. Da. Eu am scoțit la curent și pe dumneavoastră și pe colegii din Consiliu. Poate demarăm în timp să știm când se lansează ghidul, să fim pregătiți cu documentația. Sigur. Iar celelalte trei probleme, vreau să vă întreb, acum vreo două luni a spus că în vreo trei luni se rezolvă problema PUG-ului și a interdicțiilor ce privind construcțiile. PUG-ul, planul urbanistic general. Ce ne puteți spune despre el? Despre PUG pot să vă spun așa, suntem la documentația pentru CNADR, este depusă documentația pentru culti la Iași. Ce pot eu spune, cea mai lucrat recent acum, mai nu s-a cerut să facem măsurători la DN11, să măsurăm tot DN11 de la intrare în pădurii, doar pe zona asta cât ține
zona din stadionar pe care ne dorim. Nu e loc simplu. Nu e loc simplu. Interdicția asta vom scăpa de ea doar după ce terminăm punctul sau este? Doar după ce terminăm punctul. Dar de asta trebuie să întrebați Blinca, doar după ce terminăm punctul. Deci, lejer câteva luni bune de zile mai durează. Mai durează, da. Mai durează. Eu îmi doresc tare la fel ca dumneavoastră să-mi finalizăm și lucrăm intensa aia. Dar probabil nu am întâlnit aici, la noi, cred că în România, cu un punctul de 10 ani de zile. Eu ani de zile, adică până la pop deja au trecut 10 ani de zile, nu mai văd, e haotic. Am stat 8 luni de zile după avizul de la arheologii. Deci, vă dați seama cam cum funcționează. Ba mai o soare, ba mai vin CNR-ul cu niște păreri. Trebuie să spun că CNR-ul are păreri. De ale lor, fixe, doar de ale lor. La un moment dat nu se înțeleg nici cu Poliția Rutilor, care e național, cred că nu mai știu cum e acolo. E greu cu ei. Asta va fi cel mai greu aviz. Am făcut tot ce trebuia, și la pic, și zona aia pe acolo. Noi ne-am cam încadrat așa în ce trebuia. Trebuie să niște lucruri mai remedii. În rest, avem de avizat la cadastru. Nu cred că acolo vom întâmpla probleme, că nu avem probleme deosebite. Ăsta cu arheologia, avem niște situri. Are adică niște veșnicii, va și pe zona aia acolo, unde s-a descoperit oala cu galben. Undeva pe la Luizi, care ține și din Luizi și din Măgura, la groapa lui pe acolo, nu avem mari probleme. Înțeles. La capul ăsta. Dar nu am vrea. Pentru extinderea rețelei de gaze naturale în Crihan și de Alumare, pentru extinderea rețelelor de gaze naturale sunt două variante. Noi am lansat acum o variantă. Ne-am adresat în primul rând locuitorilor din satul Nou Crihan. Să încercăm să depunem cu o solicitare personală a fiecăruia dintre ei și în grup cu de la primărie către Deogaz Grid, adică la 2,5 km. Da. Limita la 2,5 km. Să depunem și așa, la Deogaz, să vedem când o să apropie și cum o să apropie. Înțeleg că am mai dat drumul la niște lucruri în sensul ăsta. Și atunci bine să acționăm și pe Victoria asta. Dar aștept cu figurare, ca și dumneavoastră, să se ridice odată blocajul ăsta, pentru care, sincer, am militat și pe la Minister și pe la primul ministru și peste tot mi m-am dus. Am fost și la ANR, la domnul președinte personal, să spun, să ridic blocajul ăsta sau nu. Dar este o pacoste pentru noi toți. Eu cred că pe fondul local ne-am fi descurcat fără niciun probleme să asigurăm la niște gazuri. Deci să înțeleg că pentru zona Crihan, pentru până în 2,5 km, e depus la Deogaz, pentru că știți că până în octombrie se depune ca să poate prinde pentru anul viitor. Deci suntem și în grafic, oarecum pe zona asta. Da. Bun. Al treilea lucru pe care vreau să vă întreb și am încheiat, s-a mai semnat un contract cu doamna doctor veterinar pentru sterilizarea câinilor. La ultima discuție pe care am avut-o, știu că eram flut contractul. Noi bănuți am alocat. Avem alocați bani în buget pentru sterilizarea câinilor. Și de ce? Și bănuți, da. Exact. S-a mai semnat contract cu doamna doctor? Nu. N-am mai semnat cu doamna doctor și vă spun și de ce. Vă venit poliția animalilor, ne-au felicitat. Cum o felicitat toate comunii din... Avertisment. Da, să-i zicem, avertisment. Da. Deci, avertisment și cred că o să facem contract cu o firmă care îți vine efectiv să ia. Gen firma de la Buș sau de la Vazboi sau de la așa. Pentru că doar dacă îi sterilizăm și lăsăm în frate, tot în mână. Eu rămân la părerea mea că nu sunt foarte mulți, dar sunt periculoși. Reprezintă pericol. Cel puțin erau doi. Pe la Dastăl, nu-i mai văd acum, s-a ocupat domnul viceprimarul pe și nu i-a făcut. Cred că o fost amendată persoană. Haideți să facem și altfel. Eu vă propun totuși să semnăm acest contract cu doamna doctor Viorcă. Vă spun din ce motiv. Mai sunt măgureni care vor să sterilizeze câinii din curte, măcar face un beneficiu. Dar ea sterilizează. Da, da, nu sterilizează gratuit. Contractul ăsta. Nu e gratuit, domnul primar. E, dacă noi facem contractul ăsta, să știu cu oamenii din curte îi sterilizează gratuit, și atunci mai subvenționăm noi, mă rog. Da, gratuit pentru cetățeanul simplu. Haideți să facem lucrul ăsta, vă rog frumos. Da, am avut contract, într-adevăr, cu un aferic. Nu e chema asta. Am avut contract, e adevărat.
Vă mulțumesc, atât am auzit. Bun. Păi iluminatul public, ce era? Așa. Dar v-ați întrebat cu iluminatul public, e foarte bine că ați întrebat. Am primit de la AFM și contractul de finanțare semnat. L-am semnat împreună cu AFM. O să semnează electronic acum. Urmează să-i dăm drumul la, să-i dăm drumul la licitație. Să o scoatem la... Să scoatem la vânzare, cum să zic. Vedem cine se prezintă. Vedem cine se prezintă ca să și putem implementa. Am făcut și grafic de eșalonarea sumelor. Am făcut și anul ăsta o parte. Speram că anul ăsta să facem măcar până în sărbători, dacă reușim și cărebile. Să facem ridicări de topo și să luăm avizile pentru... Vreți de anul ridicare. Da, da. Da, o întrebare. Sunt cum că ea n-a levat de la ușa. Avem materiale pregătite pentru contractul? Nu. Nu avem. Am făcut solicitare la 30.000 paracus. Ne prezinte oferte pentru antiderapant, utilaje și tot ce ține de asta. Săptămâna cealaltă, marți, miercuri, semnă contractul. Să le pun să rog în vedere. Antiderapant, dacă e tachii, ce obținut să nu dați seama. Și domnul primar și comandantul și ședința cu comisii, poate n-ar fi rău să fie două tipuri de antiderapant diferite. Unul pentru asfalt și unul pentru piatră. Da. Se poate fi Vom vedea. Noi discutam simplu cu niște acolo și noi sunt domnul probleme, așa, cu lucratorul și cu utilajul, măcar noi să luăm, să avem antiderapant cu granuri, globule. Ala de tractor, utilajul la tractor permite, nu e complicat. Ăla chiar îi doresc un fel de doar cu globul, cu granulă. O întrebare scurtă. Legat de puterile astea, aveți pentru corectarea sticlei. Ați pisat niște funcții sau când ferițele... Vreau să vă spun ceva, am primit același model de puberii și am refuzat să le pun, nu mă oferez să spun pe domeniul public deocamdată, am făcut solicitare la Soma să le schimbi. Să ne aducă puberii pentru sticlă, să nu ne aducă containere. Ne aducă și containerele astea care seamănă perfect cu alea din noi, iar din experiența pe care o avem, când le-am pus pe domeniul public, am adunat tone de gunoi de lângă ele. Sunt clopotipul ăla care scrie sticlă, frumos pe el, nu poate cetățeanul să poate acela pe orificiul ăla. Aici, dacă poate să ridice capacul, îndeasă acolo... Dar de-aia sunt și în oraș, au detalii acolo. Da, i-a putut dacă fi în oraș, s-au gândit să scrie sticlă pe ei. Astea și se ne-a lucrat toate. Aveți deja niște pubere, nu? Avem pubere, da. Avem pubere care... Mai doriți, domnul Nicu? Mai doriți, domnul Brânz, mai doriți ceva? O, asta era cu puberea asta. Da. O să vedem, e bun, e bine, să mă notez și pe asta, să mai fac o solicitare. Da, dar ce faci? Toată lumea trebuie să știți mult. Bă, faci cu sticle, faci cu sticle. Da, da. Eu, ultima dată, am pus o pungă verde cu sticle lângă. Da? Și am fost cu milionul. Îți bateți la reciclabil, da? La reciclabil, da. La reciclabil, da? La reciclabil, dar am pus un sac verde. Nu mi se pare corect să facă diferențiere pe zona asta, pe aviz, da? Dacă se ia pentru municipiul Bacău, care e fratele nostru mai mare în asociația asta, trebuie să facă un dar peste tot. Adică ne aduci 20 cu verde de astea, dar nu generează mare cată. Am avut pusii pe acolo și după ce am adunat. Nu mă schimbă.